La 5 ani de la moartea lui Sabin Bălașa, judecătorii au luat o primă decizie în dosarul în care fiii pictorului și ultima lui soție se luptă pentru avere. Cum arată împărțeala, ne spune chiar acum Simona Boțoc Popovici, colega mea. Bună ziua, Simona! Cine ce primește? Bună ziua, judecătorii au decis ca Melania Iordăchescu, ultima soție a pictorului, să rămână cu o mașină, un cuptor cu microunde și să primească suma de 30.000 de euro de la cei doi băieți ai artistului. Sigur că această decizie nu va fi pe placul femeii, mai ales că în trecut ea a refuzat o ofertă a celor doi băieți, respectiv să primească 50.000 de euro pentru a renunța la proces. Pe de altă parte, cei doi fii ai artistului vor rămâne cu locuința tatălui lor și drept asupra tablourilor. Trebuie precizat că războiul pentru avere este departe de un rezultat final, iar asta pentru că decizia de acum nu este definitivă și poate fi atacată la instanța superioară. Mihaela? Simona, îți mulțumim pentru informații.